Profilul viitorului președinte al Republicii Moldova, în opinia mea, trebuie să fie următorul. Trebuie să aibă un atașament profund față de statul de drept. Nu trebuie să fie certat cu legea, să dovedească că până acum, în activitatea sa politică sau în activitatea sa profesională, a susținut fără rezervă, fără echivoc, lupta împotriva corupției, clădirea statului de drept, instituții puternice care să-și îndeplinească misiunea, separarea puterilor în stat, puterea executivă, legislativă și puterea judecătorească. De aceea este esențial, tocmai datorită prerogativelor președintelui, ca viitorul președinte să vadă lucrurile în acest fel, să respecte pe deplin puterea, separarea puterilor în stat, să aibă un atașament profund față de depolitizarea administrativă. În opinia mea, politic trebuie să fie doar cel mai înalt nivel din ministere, ministrul și secretarii de stat. În rest, experții, funcționarii care au expertiză în diferite domenii trebuie lăsați să funcționeze, trebuie să lăsați să lucreze, instituțiile statului trebuie lăsate să funcționeze de unele singure. Și, nu în ultimul rând, viitorul președinte al Republicii Moldova trebuie să aibă un atașament profund față de cauza europeană a Republicii Moldova. Pentru Republica Moldova, ca și pentru toate statele din care au venit membrii delegației care m-au însoțit și care ne-au vizitat și care au vizitat Republica Moldova ieri și astăzi la Chișinău, pentru toate aceste state, atât prosperitatea cât și siguranța vin din ancorarea noastră în vest.